Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, cu dinamicitatea și specifică, Marcu ne transportă din atmosfera grea, tristă a răstignirii Domnului Iisus la bucuria învierii Domnului nostru. Este însă nevoie să nu trecem prea ușor peste ceea ce s-a întâmplat la Golgota. Sunt foarte multe lucruri de învățat pentru noi din acest incident. Cred că aici avem imaginea completă a răutății și cruzimii de care suntem în stare. Să ne aducem aminte că Domnul Iisus făcuse mult bine, vindecase, hrănise, mângâiase pe cei din jur. Niciunul măcar nu intervine în favoarea lui. Este o imagine a egoismului din noi. Apoi, gândiți-vă la Sinedriul care, numai din pricina orgolului și setei lor de putere, îl dau pe Domnul Isus la moarte. Pe de altă parte, avem pe Pilat și pe soldații care nici nu-l cunoșteau pe Domnul nostru. Dar slăbiciunea unuia și plăcerea de a ucide celorlalți fac din Domnul Isus o victimă. În orice tabără ne-am nu am găsit suficiente motive pentru a justifica ceea ce noi oamenii am făcut Fiului lui Dumnezeu. Un singur lucru justifică totuși crucificarea Domnului, mântuirea noastră. A fost singura modalitate prin care noi am putut fi iertați, izbăviți. Este singura modalitate, dragi prieteni, prin care ajungem din nou în relație cu Dumnezeu, nu avem alternativă. Deci, din acest punct de vedere, crucificarea a fost pe deplin justificată. Dacă nu recunoaștem însă acest fapt, suntem de două ori condamnați la o veșnicie de chin fără Dumnezeu. Suntem acum la ultimul capitol din Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Am ajuns la învierea Domnului Isus și la înălțarea sa la cer. Învierea lui Isus în trup este una din doctrinele centrale ale credinței creștine este inima evangheliei primare. Fiecare predică din cartea Faptele Apostolilor este un mesaj despre înviere. Fiecare vorbitor atinge acest subiect. Biserica primară se bizuie pe înviere în mod constant în tot ce făcea. Din păcate, în prezent se vorbește mult mai puțin despre înviere, iar în unele locuri există o singură predică pe acest subiect în duminica de Paște. Hristos a înviat acesta a fost mesajul fulminan care a zguduit din temelii un neam letargic și păcătos în întreg Imperul Roman. I-a pe oameni, a răsturnat ordinea, până atunci firească a lucrurilor. Și ucenicii au plecat să spună întregi lume această veste. Ar mai fi speranță și pentru biserica de astăzi dacă acest mesaj al învierii ar fi predicat cu mai multă convingere și încredere. Îngăduiți-mi să vă spun că acest capitol a fost subiectul unor critici severe. Fragmentul cuprins între versetele 9 și 20 este pus sub semnul întrebării de experți din ambele tabere, și din cea liberală și din cea conservatoare. Doi cercetători, pe nume Westcott și Hort, omit acest fragment din textul grec, dar îl redau cu caractere mai mici. Un alt manuscris popular folosește același procedeu, separând acest pasaj de textul principal. Unii teologi liberali îl ignoră cu totul. În versiunea noastră, pasajul este trecut între paranteze. Este adevărat că două din cele mai bune manuscrise nu cuprind acest fragment. Alef și manuscrisele Vaticanului încheie Evanghelia după Marcul la capitolul 16 cu versetul 8. Nu am intenția să discut acum despre canonul Noului Testament. Mai degrabă mă interesează semnificația textului. Convingerea mea, oricum, este că aceste ultime 12 versete fac parte din textul inspirat al scripturii și trebuie tratate ca orice alt pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Omiterea lor din două manuscrise foarte bune nu este un temei suficient pentru a înlătura cu totul aceste versete din scriptură mai ales că alte manuscrise și scrieri unciale le conțin. Nici dovezile de natură internă nu le pot desfința pentru că stilul este același al lui Marcu, direct și concis. Iată deci cum văd eu un posibil plan al ultimului capitol din Evanghelia după Marcu. În primele patru versete ni se relatează sosirea femeilor la mormântul gol. Anunțul îngerului care spune că a înviat este un al doilea episod apariția lui Isus apoi. Înălțarea lui Isus la cer este ultimul episod pe care îl avem prezentat aici. Dar să începem cu primul verset. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. Aceasta s-a întâmplat duminică dimineața în prima zi a săptămânii. Femeile nu au mai putut să-i ungă trupul. Nu Maria din Betania a fost cea care a irosit mirul, ci aceste femei care nu au mai apucat să ungă trupul Domnului. Când au venit cu mirezmele lor la mormânt, Isus nu mai era acolo pentru că înviase. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvărită. Sabatul se încheia la sfințit în ziua de sâmbătă. Ele au pregătit mirezmele după aceea pentru ca să poată face călătoria la mormânt dimineața de vreme. Aceleași femei care au fost prezente la cruce au venit acum la mormânt. Cred că este corect să spunem că femeile au fost ultimele la cruce și primele la mormânt. Ucenicii adoptaseră următoarea atitudine. De vreme ce Isus murise, era mai bine să stea ascunși până trece agitația și până când nu vor mai fi în pericol. Au avut ei de gând să meargă la mormânt? Nu există nicio dovadă că ar fi avut această intenție. Se pare că niciunul nu a avut de gând să viziteze mormântul Domnului. Era dimineața, în zori, când femeile au ajuns la mormânt, pregătite să ungă trupul Domnului cu mirezmele aduse. Ele se gândeau că se vor lovi de un obstacol. Nu vor putea da la o parte piatra de la intrarea în mormânt. Dar au descoperit că obstacolul fusese înlăturat, piatra nu mai era acolo, fusese rostogolită la o parte. Trupul lui Isus nu mai era acolo. A apărut în schimb un mesager ceresc care a făcut primul anunț al învierii lui Isus. Faptul că mormântul a fost găsit gol a fost stabilit fără putință de tăgadă. Dovada este atât de puternică încât poate fi prezentată în orice tribunal. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au spăimântat. El a zis, nu vă spăimântați. Căutați pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Pentru a studia faptele referitoare la mormântul gol, trebuie să citim relatările tuturor celor patru evanghelii. Unele fapte se găsesc în Matei, iar altele în Ioan. Iată ce spune Lordul Lindhurst, în alt cancelar al Marii Britanii, în 1846. Citez. Știu foarte bine ce este o dovadă evidentă și vă spun că dovada învierii nu a fost distrusă încă, am încheiat citatul. Femeilor li s-a spus să se ducă să-i anunțe pe ucenici. Îngerul nu avea de gând să aștepte sosirea vreunui ucenic la mormânt, așa cum se poate vedea din mesajul credința femeilor. Isus îi va aștepta în Galileea, așa cum a promis. În capitolul 21 din Ioan, ne este relatată această întâlnire extraordinară. Acum vă închipuiți ce uimit au fost aceste femei? Au rămas fără replică. Ca să fiu sincer, nu mi se pare că acesta ar fi fost momentul potrivit ca Marcus să-și încheie Evanghelia așa cum susțin unii critici. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au spus nimic nimănui căci se temeau. Acum am ajuns la porțiunea care nu este inclusă în toate manuscrisele, așa cum vă spuneam, dar noi credem că este cuvântul lui Dumnezeu. Isus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte dragi. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea, s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Marcu ne arată foarte clar că nu a urmărit să prezinte evenimentele din Evanghelia sa în ordine cronologică. Dar acum ne spune că aceasta este ordinea. Acum păstrează ordinea cronologică. Mai întâi, Isus a apărut înaintea Mariei Magdalena. Ucenicii nu au crezut-o deloc pe Maria Magdalena. După aceea, s-a arătat celor doi ucenici de pe drumul spre Emaus. Luca este cel care redă această întâlnire de pe drumul Emausului. Aceștia s-au dus de a-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut, ne spune Marcu. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când se deau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împetrirea inimilor pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră în viat. Vedeți că Marcu nu include niciun fel de detalii, dar redă ordinea în care au avut loc evenimentele despre care vorbește aici. Apoi le-a zis, Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Aceasta a fost Evanghelia acțiunii. Acum Isus le spune ucenicilor să treacă ei la acțiune. El le spune să meargă în toată lumea. Și Dumnezeu așteaptă și de la noi să fim oameni ai acțiunii în slujba Lui. Ce faceți voi astăzi pentru răspândirea cuvântului Lui Dumnezeu? Aceasta este slujba noastră, prieteni. Voi ar trebui să aveți chiar acum un rol în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit, sunt cuvintele Domnului. Nici nu spune că botezul este necesar pentru mântuire, ci doar că persoana mântuită va fi botezată. Respingerea lui Hristos este cea care atrage o veșnică asupra omului. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate, dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Dacă vreți să primiți darurile acestor semne, trebuie să viți gata să le acceptați pe toate. Aceste semne au urmat predicării Evangheliei, dar ele nu sunt semne pentru a continua predicarea Evangheliei. Ele au dispărut chiar și în biserica primară, dar se mai manifestă în unele misiuni primitive în anumite colțuri ale lumii primitive. Dacă cineva susține că ele sunt porunci pentru zilele noastre, trebuie să le accepte pe toate, chiar și să bea ceva de moarte. Înainte de sfârșitul primului secol, darurile semnelor nu mai erau scrisori de recomandare pentru apostoli. Testul îl constituia învățătura corectă. Și dacă veți citi în a doua epistola lui Ioan la capitolul 10, veți înțelege lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este semnul cel mai mare în vremea aceasta. Să continuăm. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Aceasta este afirmația concisă a lui Marcu referitoare la înălțarea la cera lui Isus, la lucrarea prezentă a Domnului la dreapta lui Dumnezeu. Ucenicii au plecat să ducă Evanghelia la fiecare făptură, și Domnul a lucrat cu ei, într-adevăr și a confirmat cuvântul prin semnele pe care le făceau ei. Aceasta este Evanghelia acțiunii, dragii mei. Fie ca și noi să fim femei și bărbați ai acțiunii pentru Dumnezeul nostru. Am încheiat astfel Evanghelia după Marcu. Noi vom continua studiul nostru, apropiindu ne de acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Însă fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească mințile și inimile, pentru a accepta acele transformări pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. L-am văzut pe Domnul Isus, murind, l-am văzut în l-am văzut plin de putere, plin de autoritate. Și cuvântul lui, atât de blând, nu face altceva decât să ne cheme la El. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic Itinerar Biblic Itinerar Biblic